În jurul orei 10 și 30 de minute, candidatul Nicolae Florian împreună cu familia a mers la secția de votare numărul 12 pentru a-și exprima dreptul constituțional. Ca și în cazul celorlalți alegători, procedura a fost aceeași. S-au scanat cărțile de identitate, s-au înmânat ștampilele și apoi buletinele de vot. După introducerea buletinelor în urne, Nicolae Florian și membrii familiei sale au declarat că au votat pentru Giurgiu, pentru administrație dinamică și pentru un viitor mai bun. Am votat pentru o administrație publică locală dinamică, modernă și eficientă și pentru creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. De ce este important să iasă giurgiuvenii astăzi la vot? Este important pentru că este vorba de soarta lor, este vorba de dezvoltarea orașului și nu numai. Sunteți mulțumit de prezența la vot până în acest moment? Sunt mulțumit și sper că timpul favorabil de afară o să permită prezența la vot a cât mai multor giurgiuveni. Ați venit însoțit la vot de... Am venit însoțit la vot de familia mea, de fiică, de soție, de bunici, bunice. Ce speranțe vă leagă de ziua de astăzi? Speranțe întotdeauna am avut și am crezut într-o soartă bună și într-o soartă frumoasă. Am crezut pentru că suntem oameni buni, suntem oameni giurgiuveni, chiar sunt oameni deosebiți și Dumnezeu ne iubește și cu siguranță ne pregătește din tot sufletul o soartă frumoasă și bună. Mulțumim. Dariela, din nou alături de părinții tăi la vot. Întotdeauna alături de părinții mei, nu numai la vot, pentru că ei sunt susținerea mea, sufletul meu și încrederea mea în viitor. Ca și data trecută am să te rog să transmiți un mesaj tinerilor care trebuie să iasă și astăzi. Am un mesaj simplu, noi suntem schimbarea și viitorul nostru stă strict în mâinile noastre, așa că să venim la vot și să ne alegem viitorul. Candidatul Nicolae Florian este convins că giurgiuvenii vor ieși în număr mare la vot, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când la Giurgiu s-a produs schimbarea.